Jurnalele RTT. Știri la fix. Un turist a murit pe pârtia Drumul Roșu din Poiana Brașov. Marți în jurul orei 11, un apel la Serviciul Salvamont Brașov anunța că un turist care schia pe pârtia Drumul Roșu a suferit o criză de epilepsie. În jurul orei 11, Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost anunțat cu privire la un turist care a suferit o criză de epilepsie în timp ce schia pe pârtia Drumul Roșu. Echipa de prim răspuns ajunsă la locul solicitării a găsit o persoană de 36 de ani, în stop cardiorespirator, cu manevre de resuscitare în curs făcute de monitorii de schi. Echipajele de la ambulanță și SMURD au preluat persoana, însă în ciuda eforturilor comune, după aproximativ o oră, schiorul a fost declarat decedat. Pentru că numărul cazurilor de COVID-19 continuă să crească, prefectul județului a transmis un apel. Incidența cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori ai județului Brașov pe ultimele zile a ajuns la 3,13, iar numărul celor cu test pozitiv a crescut la 2032 de persoane. Pe localități, prima poziție este ocupată în continuare de Sâmpetru cu 5,46. Municipiul Brașov este pe a doua poziție cu 4,63, urmat de comunele Hălchiu și Beclean, al căror coeficient depășește 4 la 1000. Alte trei comune plus orașele Ghimbav și Codlea au incidență peste 3. Rata infectărilor este peste 2 în 10 localități, între care se află orașele Săcele, Râșnov și Predeal. Peste 1 este incidența raportată de 9 localități, între care orașele Făgăraș și Zărnești. Printre celelalte 30 de localități cu incidență între 0 și 1 se află în continuare orașele Rupea și Victoria. Dragi brașoveni, după cum vedem, cazurile de COVID-19 sunt iarăși pe un trend ascendent, nu doar în județul nostru, nu doar în România, ci și în multe alte țări. Sunt experți care vorbesc despre al treilea val al pandemiei, sunt localități și zone care au intrat în carantină, sunt state care se află foarte aproape de a institui un nou lockdown general. Nu ne dorim să ajungem și noi acolo, dar pentru asta este absolut necesar să nu lăsăm garda jos. Noi, autoritățile brașovene, cu atribuții în gestionarea pandemiei, am avut până acum o abordare echilibrată în deciziile pe care le-am luat. Dorim să păstrăm această abordare, dar pentru aceasta avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Pe fondul trendului ascendent al numărului de cazuri de COVID-19, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat o hotărâre care vizează recomandări destinate firmelor, spitalelor, transportatorilor și centrelor comerciale pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Facem apel din nou la respectarea cu strictețe a regulilor de protecție sanitară, pentru că în caz contrar nu vor mai fi recomandări și nu vom ezita să luăm măsuri în consecință. Nu dorim ca din cauza nerespectării acestor reguli de către unii să ajungem în situația de a se institui carantina și de a avea de suferit întreaga comunitate. Nu este deloc momentul să ne relaxăm. Vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a intensifica și ritmul vaccinării. Dar numai prin aportul fiecăruia dintre noi putem câștiga această luptă. Vă mulțumesc! În ceea ce privește campania de vaccinare, instituția prefectului informează că, potrivit datelor centralizate de DSP, până marți au fost distribuite centrelor de vaccinare din județ 46.895 de doze de vaccin Pfizer, 3.650 de doze de vaccin Moderna și 7.980 de doze de vaccin AstraZeneca. Numărul de doze de vaccin administrate până în data de 8 martie inclusiv este de 52.660. din care 18.314 reprezintă doze rapel. Numărul cazurilor totale de efecte adverse raportate a rămas același, 92 de cazuri, niciunul sever. Se deschid 6 noi centre de vaccinare în județul Brașov. Având în vedere incidența în continuă creștere care amenință intrarea în carantină a municipiului Brașov și a localităților din jur, va începe vaccinarea în regim accelerat a populației. În acest scop, în zilele următoare vor fi deschise 6 noi centre de vaccinare pentru populația generală. Va fi administrat vaccinul AstraZeneca, pentru care a fost extinsă indicația și la vârste de peste 55 de ani, informează Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov. Noile centre de vaccinare se vor deschide la Sala Sporturilor din Brașov de pe Bulevardul Gării 21. Aici vor fi două fluxuri de vaccinare. Va fi câte un flux de vaccinare la Policlinica Regina Maria din Centrul Civic al Brașovului, pe strada Iuliu Maniu 49.
La Policlinica de Diagnostic Rapid MedLife din Brașov, de pe strada Moldovei 6, și la Centrul Medical de Vest din Brașov, pe calea Făgărașului 7. Tot un flux de vaccinare va fi și la Centrul Sociomedical Cristiana din Brașov, pe strada Dr. Ion Cantacuzino, numărul 14. Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Regina Maria din Sânt Petru, de pe strada Poieniței, va avea tot un flux de vaccinare. Platforma de programări va fi activată în zilele care urmează. Brașovul rămâne printre județele cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Până marți 9 martie, pe teritoriul României au fost confirmate 835.552 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, din care 33.664 sunt în județul nostru. 767.219 pacienți au fost declarați vindecați până acum. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.989 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 196 dintre acestea sunt din județul Brașov. Distinct de cazurile nou confirmate, 1.003 persoane au fost retestate pozitiv, 34 dintre acestea sunt din Brașov. Până marți au decedat 21.056 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2. În intervalul 8-9 martie au fost raportate 93 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Bolnavii, 56 de bărbați și 37 de femei, erau internați în spitale din 29 de județe, între care și Brașov, și din București. Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, un deces la categoria 30-39 de ani, 5 decese la categoria 40-49 de ani, 13 decese la categoria 50-59 de ani, 18 decese la categoria 60-69 de ani, 25 de decese la categoria 70-79 de ani și 30 de decese la persoane de peste 80 de ani. 91 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Doi pacienți decedați nu aveau comorbidități. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.157. Dintre acestea, 1.126 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.203.750 de teste real-time PCR și 370.579 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.469 de teste real-time PCR și 11.150 de teste rapide antigenice. Pe teritoriul României, 48.241 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 14.178 de persoane se află în izolare instituționalizată. 53.407 persoane sunt în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 114 persoane. Ca urmare a încălcării prevederilor legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ziua de 8 martie 5.205 sancțiuni contravenționale în valoare de 957.170 de lei. Au fost întocmite și două dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Reamintim că la linia Tel Verde 0800 800 165 pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. Pe 9 martie, creștinii ortodoxi și greco-catolici îi sărbătoresc pe cei 40 de mucenici. Erau ostași din părțile Capadociei și făceau parte dintr-un corp de armată staționat în Sevastia, localitate din Armenia antică. În timpul împăratului Liciniu, în care au suferit chinuri și moartea, cei 40 de sfinți mucenici s-au dezlănțuit în Imperiu persecuții deosebit de dure împotriva creștinilor. Și în Brașov există tradiția ca în memoria celor 40 de mucenici să se facă mici copturi cu acest nume, care se dau de pomană pentru sufletul adormiților. Sunt două feluri de mucenici, unii micuți și fierți în apă îndulcită cu nucă, cum se făceau și în șcheii Brașovului, iar alții mai mari, din alt fel de aluat. După ce sunt modelați și rumeniți frumos în cuptor, mucenicii în formă de opt sunt îmbăiați în sirop.
Acum puține doamne se încumetă să facă mucenici acasă, mai ales că pentru această zi sunt cofetării și brutării care se pregătesc cu cele mai delicioase rețete de mucenici. În multe zone se oferă alături de mucenici câte o lumânare aprinsă și un pahar de băutură. În altele există obiceiul ca bărbații să bea 40 sau chiar 44 de păhărele de vin sau de rachiu, nu și la Brașov. Brașovul trebuie să se numere între orașele în care se vor construi spitale regionale. Municipalitatea și Consiliul Județean își unesc eforturile pentru realizarea celui mai mare proiect de infrastructură din municipiu. Spitalul ar urma să coste aproximativ 600 de milioane de euro, potrivit specialiștilor care lucrează în această perioadă la studiul de fezabilitate. Astăzi am avut o discuție aplicată pe forma în care va arăta acordul de parteneriat și pe faptul că Spitalul Regional Brașov este unul dintre cele 4 spitale regionale de care Ministerul Sănătății și Ministerul Fondurilor Europene ar trebui să țină cont în perioada următoare, în sensul atragerii de fonduri nerambursabile. Primarul spune că în privința numărului de paturi vorbim de o primă fază, în care vor exista paturile pentru medicină de urgență, după care vor fi adăugate clădirii principalele funcțiuni complementare. În acest fel, la Brașov, la finalul proiectului, am avea un concept de Medical City. Extrem de important este considerat spitalul și de administrația județeană. Este important ca Brașovul să materializeze un astfel de obiectiv extrem de important. Sunt oportunități de finanțare pe care nu le-am mai avut până în prezent și cred că împreună trebuie să facem front comun în așa fel încât să putem să materializăm toate aceste proiecte. Spitalul Regional Brașov ar urma să aibă 968 de paturi, dintre care 912 paturi pentru internare continuă și 50 de paturi pentru internare de zi. Asta în primă etapă, pentru că intenția autorităților este ca în faza a doua proiectul să fie dezvoltat. Pădurile urbane reprezintă o soluție pentru aglomerările urbane din România, așa cum este și Brașovul, în opinia deputatului Ionuț Banciu, silvicultor de profesie. Soluția patentată de japonezi este implementată acum în multe orașe mari de pe mapamond, iar deputatul liberal spune că ar fi o soluție excelentă în orașe, pentru că aici este foarte mult asfalt și e mai dificil să plantezi mai mulți arbori. Îmi doresc ca oamenii să aibă pădurile aproape de ei, pentru că nu în fiecare zi putem ajunge în păduri naturale sau în pădurile din jurul Brașovului. Și atunci această idee vine în sprijinul celor care iubesc pădurea și înțeleg care sunt serviciile și beneficiile pe care pădurea ni le oferă, mai ales într-un oraș aglomerat ca Brașovul. Banciu va iniția un proiect de lege prin care și în orașele din România să poată fi plantate astfel de păduri. Se lucrează la curățenia de primăvară pe drumurile județene. O echipă de la Serviciul Județean pentru Protecția Plantelor cosește vegetația, curăță șanțurile, taie arbuștii și toaletează copacii, pe o lățime de 6 metri de la acostament. După curățare urmează crearea infrastructurii pentru piste de biciclete și plantări de copaci. Paralel cu drumurile județene vor fi amenajate, construite piste de cicliști, și ne dorim ca într-o primă etapă anul ăsta să începem să plantăm arbori de-a lungul drumului județene care să încadreze la un moment dat pistele de cicliști. Avem 650 de kilometri de drumuri județene. Estimăm noi, cu momentul în care vom construi și pistele de cicliști, că vom planta cel puțin un arbore pentru fiecare cetățean din județul Brașov. Deci undeva la 650.000-700.000 de arbori care vor aduce un plus de oxigen județului Brașov. Pentru că lucrările sunt executate de o instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov, nu afectează bugetul județean.